La început de an, primarul comunei Valea Mare Pravăț Ion Boncoi are pe masa de lucru bugetul localității, care va fi supus dezbaterii publice în ședința de Consiliu din această lună. Cu un buget de aproximativ 100 de miliarde de lei vechi, localitatea este una dintre cele mai bogate din zona Mușel. Ca prioritate a executivului, anul acesta se află alocarea de bani pentru demararea lucrării la rețeaua de gaze. Proiectul deja a fost aprobat și urmează ca odată cu votarea bugetului de către consilierii locali să înceapă procedura de licitație a lucrării. Ca prioritate anul 2016 ar fi introducerea gazelor în comună. Proiectul se află la guvern. Până acum nu există gaze în comună. Nu există gaze în comună și ținând cont că pădurile s-au cam dus, ne-am hotărât ca să introducem gazele în comună. Acum vom vedea cum va veni proiectul și vedem cine va câștiga, că vine să face prin guvern. Să vedem cum vor demara. Doar în faza acum de proiectare sau în faza în ce faza? Proiectul e la aprobare. Este la aprobare, să vedem, da, da. Și preconizați să faceți această rețea în toată comuna sau doar partele principale? Nu, în toată comuna. Am zis ca să nu mai creăm scandal și sau să zică că discrepanță între unii și alții. Și am zis, domnule, facem un proiect, tot ne apucăm de el, cât va costa să băgăm pe toate zonele comunei. Așadar, gazul va ajunge și în Bilcești? Va ajunge Bilcești, și, în toate statele, Fântânea, Colnic, Nămăiești, bineînțeles, știu eu, Valea Mare, Valea Foi, Calea Pietroasă, mă rog, toate arterele principale. Și ați făcut așa un calcul la cât se ridică această investiție? N-am făcut deocamdată, dar am zis că, de fapt, să și poate vedea că am rămas cu o groază de bani în fondul ăsta de român, cam cu vreo 36 de miliarde. Dar ăștia i-am ținut mai mult pentru anul ăsta, în cazul când vom demara lucrările să meargă și repede, să avem și bani. Cu o rețea de apă funcțională în toată comuna, cu o rețea de canalizare efectuată în proporție de 70% și cu nicio uliță neasfaltată, administrația locală din comuna Valea Mare Pravăț are o eficiență de invidiat. Odată cu demararea lucrării la rețeaua de gaze și finalizarea acesteia, putem vorbi în Mușcel de o comună cu adevărat europeană.